Hello și bine v-am găsit la un nou episod de Creativers! Cred că e de ajuns atâta, nu? Da, e de ajuns. Astăzi vă voi arăta ce am făcut eu pe Creativers în timp ce nu filmam, desigur, pentru că știți voi câteodată îți mai dă crash chestii de astea și se pierd unele filmări, dar o să vă arăt acum ce am făcut. Uitați aici. Deci, trebuie să vă prezint casa mea. Deci, e practic un dreptunghi. Nu e nimic interesant aici. Stai, am văzut ceva. Poți să iau foc? Ce tare, poți să iau foc. Vreau să iau foc. Ok. Pe ce apăsai ca să te vezi? Hai, nici nu mai știu ce. Nu, nu vreau asta. Nu vreau asta. Ah, nu știam că poți să faci asta. Aici poți să te vezi. Aici poți să te vezi, ia. Uite-mă aici. Deci ce frumoasă sunt. Hai mă, așa. Stau într-o flacără și acum o să mă duc în apă, să mă vedeți în piscină. Ce frumoasă sunt, am un ochi mai ciudat, dar nu contează. De ce mă văd așa ciudat? Ok. Prea multe de văzut, gata. Ia să vă prezint și peștera mea, foarte, foarte, foarte frumoasă. Bine. Practic, eu am făcut peștera asta și apoi mi-am zis, haide, dacă tot am făcut o peșteră, adică am săpat eu pentru ea și toate astea, de ce să nu o acopăr cu ceva? Poate găsesc chestii interesante în ea și cine știe, poate o leacă de noroc? Nu se știe niciodată. Well, pe lângă peștera asta am mai găsit și altele și am pus atât de multe, cum se numește, mă, torțe, asta, torțe, torțe de astea în ele, de m-am săturat. E, pot să ies? Pot să ies, gata. Vedeți, mi-am pus aici și o poartă să nu intre spiritele alea nasoale, știți voi care, atunci, alea care vin noaptea. Și uitați, mai am o peșteră acolo. Bine, n-am pus exact toate torțele în ea. Care e prima peșteră pe care o descoperisem. Și dacă stau să mă gândesc mai bine, ar trebui să fie ceva înăuntru acolo. Îl vedeți? Îl vedeți? Îl vedeți pe urâtul ăla? Mamă, de ce așa de înfricoșător? Știi ce? Eu... Nu! 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 Lăsați-mă! Lăsați-mă! O, Doamne! O, Doamne! O, Doamne! De ce nu poți să ieși de aici? Ah! Cum poți să ieși din asta? De ce m-am intrat în ea? Ok, miros viața. Nu! Lăsați-mă, pace! Lăsați-mă! 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 Nu-mi place de voi! Lăsați-mă! De ce nu mai vin spre mine acum? Mamă! Ok, prostă idee să intru aici. Ia, o să pun torțe, da. O să pun multe torțe, dacă mă apropiați de mine. Orătănilor. Așa zicea la găini, la un moment dat, nu? Da, parcă așa. Pun de torțe aici, de o să vă săturați! Să ardeți! Nu flăcările, nu știu cui, de unde ați venit și nici mă interesează. Nu mai intru aici niciodată, niciodată. Nu mai intru. Asta e clar. Vă dați seama ce urâtănii se află lângă mine. Ce o super țuc în acțiune. E să bat un lifi. Pentru că niciun episod de Creativerse nu se poate fără să bați un lifi. Pac, 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 pac. E să bat și unul de ăsta. Piglet de ăsta super drăguț. Hello, pigletule. Da, tă cât vrei mine. Tot te omor. Nu am și viața acum. Am foarte multe poțiuni de viață. Dar sunt foarte curioasă dacă pot să-i bat pe ăștia mai mari. Că, like, niciodată nu m-am încometat. Ops. Well, nu mă aștepta. Ba, ok, știi ce? Las o baltă. Nu pot să-l bat. Chiar nu pot să-l bat. Și cred că ar trebui să fac rost de
ceva și să-mi fac o armură mai rezistentă, cred. Ia să văd, că nu mai am acum spațiu în inventar. De ce nu mai am spațiu? Ăla vine aici. No, nu vine, e ok. Mamă. Ia să văd de ce am pe aici. Ăla e... O, mamă, ăla e... Mă duc să-l omor pe ăla. O să moară, nu de alta. Aaa, și mai avem atât de puțin! Dar cum de-a apărut așa de fucking random acolo? Ok, o să mă duc să omor un Leafy, ca să vedeți cât de puternică sunt. Chiar dacă din urmă am făcut de râs. Ai ok! Nu s-a întâmplat nimic, rog. Încă. Am uitat că inventarul meu e plin. Uf! Doamne! Pot să fac și un chest sau ceva în care să-mi pun itemele, că... Sincer... Ok, am nevoie de... Trebuie să prelucrez astea. Voilà. Ia! Yeah. Să mai iau și eu niște ciuperci. Și să mă duc și după niște flori, ca să mai fac niște poțiuni. Nu de alta, dar țin să cred că la un moment dat o să am nevoie de super, super, super multe poțiuni. Și ziceam că vreau să fac o armură, da. Well, am nevoie de... chestii din alea de crab, care nu o să fac acum rost de ele. Dar o să vă prezint peșterile mele, da. O să-mi acum teleport la mine acasă. Haide, mă! Aude. Aaaa, sunt rătănii de astea ciudate. Nu, ce pe fac? Nu mai așa fac? E ciudat. So, mi-aduc acum aminte unde sunt peșterile, că am uitat complet. Era undeva prin zona asta, cred. Păi, unde sunt peșterile mele? Sau asta, aveau și asta. Ok, asta e cu totul altă peșteră. Pe care încă n-am descoperit-o complet, cred. Păi, cred că ceva lipsește aici. Aha, nu mă, nu știu. Asta era, măi, deci este o peșteră lângă peștera mea, cum ar veni. Mă, mi s-a părut ceva ciudat, că băi, nu se legau chestiile aici. Așa, am mai făcut câteva torțe de astea și o să pun eu pe acolo. Cam impresia că ar trebui să fie un chest la un moment dat pe aici. Cred eu că ar trebui să fie. Doamne, zici că tipa asta are tocuri. Oare are tocuri? A, nu mai am torțe. Da, așa. Trebuie să mai am... ceva, 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 aici, ne mai am de la o torță. Uala, ia! O să mă întorc acum frumos și o să vă arăt super drăguța mea peșteră și aici cred că o să pun un fel de poartă, dacă pot. Dar trebuie să pun ceva, să nu mi intre urătănile alea de Miru sau cum, doamne, iartă-mă, se numesc Miru. De ce pune numele ăsta? Cuiva. Ok, nu, aici, așa, ok, nu mai am, ce ce voi nu pun aici, care pot să le pun, asta, gata, pot să pun asta, well, sunt 100% sigură că cum o să mai trec pe aici, o să trag o căzătură din aia zdravână când o să intru în peșteră, dar nu contează. Deocamdată vreau să iau peștera asta. Mi-e place foarte mult să iau peștera, aparent. Nu știu de ce, dar mi-e plac peșterele. Nu trebuia să fac asta. Bun, ia să văd ce fel de poartă să pun. În afară de asta nu mai am nimic. Da, o să pun de asta.
Adică m-a lăsat să o pun. Trebuia să fie invers. Well, cred că ceva nu-i bine aici. Chiar cred că ceva nu-i bine aici. De ce mi-e poartă așa? Să mai pun niște chestii pe aici. Nu, e foarte ciudat. Ceva nu-i bine. Like, chiar nu e bine deloc. Nu, mai nu. Vreau poarta. Da, o vreau. Well, știu că ar trebui să folosesc astea acum, dar nu prea mai am ce altceva. Am ce altceva? Asta că eu sunt înconjurată de pământ. De ce nu mi-a venit ideea asta din prima? Uite cât pământ, cât mizerii. Ioc! Așa. Perfect. Eu tot de astea am pus. Ei, lasă, o să-i dea un aer mai straniu căsuțe mele. Așa. Perfect. Nu, așa. Perfect. Și acum o să-mi dau seama cândva că aici este o peșteră, cumva. Să acopăr și acolo și aici, ca să nu intre urătăniile în ea. O, știi ce? O să pun un fel de... Da, gata, știu ce o să pun. O să pun o chestie de-asta. Aici. Chiar dacă n-am de ce să consum, dar măcar să știu că acolo e o peșteră pe care am descoperit-o. Și acum să vă arăt și cealaltă peșteră a mea. Da. A, așa, e foarte, 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 foarte chic, ca să zic așa. Nu știu exact cum au dispărut animalele din ea, pentru că la un moment dat erau atât de multe încât nu mai reușeam să scap de ele, dar mă bucur acum. Și sunt foarte curioasă ce poți să faci cu explozivilul ăla, adică poți să explodezi gen o peșteră cu el sau ce poți să faci. Că am câteva chestii aici. Asta era? Cred că asta e ce vreau eu de fapt. Așa. Și cum se activează chestia asta? Apă. O, Doamne! O, Doamne! O, Doamne! Ah! Atât? 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 Doar atât? Ce e asta? Ok, mă așteptam să fie un fel de boom mai mare. Okay, m-am pierdut. M-am pierdut în propria peșteră, ba nu, uite, acolo, pe acolo pot să ies. Yeah! Vedeți voi, ai o capcană pentru intruși. Dacă nu ești persoană de-a peșterii, n-ai de unde să știi că acolo era o torță. Ok. Poarta aia scoate niște sunete foarte ciudate, dar nu contează asta acum. Ia să mai ușor de astea, așa, și cum am nevoie de ele. Niște varză acolo, vreau varză. Perfect. Am găsit și niște mus, știți că eu căutam foarte mult mus într-un timp. Da, ori mi-am dat seama că e ăsta și nu vine să cred că îl căutam în tot o altă parte. Dar ce se face? Se mai întâmplă și de astea. Ar fi fain gen să-mi fac un fel de căsuță în compact și cred că asta o să fac după ce o să mai fac rost de niște materiale, adică ar fi foarte frumos să fac rost de una. Ok, chiar trebuie să pun ceva de desubt. Sunt atât de scundă? Da, sunt atât de scundă. Ia să-mi iau asta înapoi. Și să mă duc să văd ce mai găsesc pe aici. Îmi place totuși că eu am luat o bucată din copacul ăsta minunat și ăsta încă a rămas în aer.
Pentru că fac logic. Like, de ce ar trebui să aibă o logică jocul ăsta? De ce ar trebui să aibă o logică jocurile în sine, nu? Da. Să mai ieși niște ciuperci de pe aici. Și mai am nevoie de niște, cum se numește, niște flori care le găseam de obicei pe un teren gen savană. Și aici nu vreau să intru. Mai bine nu intru. Haide, haide. Hai să mă duc să bat un Leafy. Ah, nu vreau să fac asta. Hello, domnule Leafy. Ce mai faci? Îmi pare rău, dar asta e natura. Desigur că n-am loc imediat. Desigur că n-am loc aici, mă, doamne. Că de ce aș avea eu loc, nu? Nu? Be. Ia să văd ce trebuie să arunc de pe aici. Scările n-aș vrea să le arunc pentru că știu că poate am nevoie de ele. Sau ce vreau să arunc? Asta pot să arunc că nu-mi pasă de ea. Like, literally că nu-mi pasă. Da, vreau să arunc. Și ce o să zic? Cu scoicile nu știu exact ce pot să fac din ele și restul, ei bine, fosilă, I don't know. Nici aici n-am nimic prea interesant de luat, adică chestia lui Leafy nu cred că m-ar ajuta cu ceva, asta e clar. So, am zis că vreau să mă duc după niște floricele, nu? Păi dacă tot mai am puțin timp și acum și vine noaptea, eu să mă duc să iau floricelele de aici. Oh, și trebuia să fac chestia asta. Așa, floricele, floricele. Foarte multe floricele pentru că am nevoie de puțin de viață neapărat. Așa. Ce e acolo? E ceva acolo, e ceva acolo, trebuie să văd ce e acolo. Ah, ok, era un fel de copac tufă. Un fel de tufă, ai un fel de tufă. Ai o tufă toată ziua. Așa, floricele, floricele, floricele. Și alte floricele. Și încă niște floricele. Și încă o floricică. Și aia e odita mai peștera. Ok. N-aș vrea să intru în ea acum. Nu, chiar nu vreau. Deci au apărut chestiile alea Miru și mi-e super teamă de ele. Și eram atât de aproape de căsuța mea minunată și nici mi-am dat seama. Of. Așa, așa, așa. Mamă, cât de floricele aici! Pe toate le-au. Pe toate. Așa. Ok, apropo de asta, sunt foarte, foarte curioasă dacă voi ați mers la școală azi. Că, like, am auzit că s-o dați ceva anunț, nu am idee, guvern, ceva pe acolo. Și persoanele din unele județe, din regiunea Moldovei, mă rog, și mai multe chestii de astea, au fost scutite de școală pentru 2-3 zile, gen luni, marți, poate și miercuri. Deși am auzit doar de marți, dacă stau să mă gândesc mai bine, dar da, sunt foarte curioasă ce ați făcut în vacanța voastră de iarnă, mini, extinsă sau nu știu exact cum să-i spui zic. Vacanța voastră de iarnă extinsă, da, așa e mult mai bine. Ce ați făcut în ea, hm? Ce ați făcut? Așa, sori, pe câmpii. A, uite, am mai găsit niște mus. Mă duc la mus. Și uite o cascadă, e așa frumoasă cascada aia, doamne. Ok, eu sunt ocupată cu florile aici, din câte puteți observa. Dar e prea frumoasă, uitați și voi. Superbă. Și sunt și niște floricele pe acolo. Și e un coral aici, pe care vreau să-l iau. Așa.
Și cred că ne fi vremea să mă teleportez aici. E cel mai probabil pentru că o să vină chestii din alea super ciudate și malefice, care nu vor binele în orice caz. Ia să-mi dau teleport acum. Și ia să mă duc să mai detonez eu niște chestii în peștera mea. Ia să duceam pe aici. Ok. Așa, frumușel. Sau nu s-a întâmplat nimic. Cred că chestia asta e prea tare pentru bomba aia. Alea, ce pot să fac? Uite, mai am niște chestii aici care le-am primit la un moment dat. Ia să mă uit eu. Uite, pot să fac și o sabie, dar trebuie neapărat să omor un miru. Și e foarte ciudat pentru că nu știu cum o să fac chestia asta. Mi se pare foarte, foarte imposibil. Gata, așa. Ia să văd ce e asta. Ce drăguț. Nu știu, sapă și mai multe chestii de astea pe aici. Și explozibil de asta este așa. A, uite, pot să o folosesc împotriva inamicilor mei. Super. Ok. Ok, și poate să nevoie de obsidian. Ok, eu deja am câteva. Cred că l-am primit când am omorât anumiți mobi și... Ia să mă duc eu sus. Anyway, sunt foarte curioasă ce se întâmplă dacă pun puțin apă, dar gen într-un loc super fucking random, mi se inundă cumva pe aici, încăperea. Ia să mă uit aici, așa. Ce se întâmplă dacă fac asta? Păi, regret că am făcut asta. Bănuiesc așa mulțește apa, nu? De ce am făcut asta? Cum pot să scap și eu de apă? De puțin ajutor? Adică că știu cum pot să scap de ea. Ia, stai așa, mai o mai. Ok. Așa. Așa. Și aici. Așa. Am mai cred că reușesc să scap de ea. Cumva, cred că o să reușesc. Încă puțin de el. Și dar mă dusesem la cascadă, știți? Și eram like, a, trebuie să iau multă apă, pentru că o să fie pusă doar pe un cup, cum să-i pus și pământul. De ce nu se mulțește și pământul cum se mulțește apa asta, ha? De ce? Mă trebuie să-l iau, așa, pe aici. Bine, cred că mi-am făcut inundații în propria casă. Să nu mai spuneți la nimeni, vă rog. Ia să-mi pun asta. Așa, ia să văd ce mai am pe aici. Ia să văd ce pot să ne pot să pun de asta. E bine, e bine. Așa. Nu vreau să intru în apă, nu! Apă rea, apă foarte rea. Vize, cred. Oh, shit.
Ia să pun și astea. O să iau tot apa de aici, că scoate un sunet prea puternic. Și cred că mai bine aș pune asta gen afară. Dacă o să-mi fac eu un video de aia super mare pe jocul ăsta, mai bine aș face asta afară, cred. Bun, ia să văd ce mai am eu pe aici. Mai am niște iarba, mai bine. Pot să folosesc pe asta. O, da. Nici nu mai era nevoie să fac altceva decât să le pun așa. De ce m-a luat și apa de aici? Nu știu. Ia să-mi iau eu astea înapoi. Și bănuiesc că aici se încheie episodul de azi. Sper că v-a plăcut acest minunat joculeț Creativeverse. Și faptul că mi-am inundat propria casă și că am explorat niște peșteri destul de interesante și sper să fac ceva cu ele în viitor apropiat. Și, ok, cineva avea să mă bată. Și, pa, pa!